Bună ziua! Suntem pe data de 16 iunie. Vocile care le-am dat data trecută au fost date la anumiți nuclei care au fost formați între timp. Ieri au eclozat 16 regine, mai erau declozat încă vreo 3 și am zis hai să vă arăt cum arată botca eclozată, probabil și roasă ca eclozat în timpul nopții. Aici este un nucleu micuț, până se împerechează regina, îi ținem pe... Îi ținem pe două rame. Iată, e eclozat frumos. Am să vă arăt. Să vin aproape, să vă arăt. Iată, a eclozat foarte fain. Bun, acum să vedem dacă a eclozat și cealaltă, vecina ei. După ce avem confirmarea că au eclozat, nici măcar nu ne uităm după regină, doar le lăsăm în pace. Să văd dacă ai eclozat și a doua. Aceasta încă n-a eclozat. Nu știu dacă va ecloza. Albinele stau în jurul ei, așa că o să o mai las. E destul de târziu. Dacă nu eclozează până mâine, atunci va fi desfințat și aduc o altă botcă. O botcă care trebuie să fie căpăcită. Bun. Deci una e eclozat. Sunt eclozate 18 bucăți. Bun. Mai aveam una pe undeva, dar nu mai știu eu exact unde este. Am venit de acolo încoace. S-ar putea să fie aici. Bun. Toate coloniile slabe le-am împărțit în două. În două, în trei. Am eliminat toate mărcile neperformante și le-am înlocuit cu boci. Să văd dacă este aici acea boță. Nu mai știu pe unde am lăsat-o. O să-l găsesc imediat. Culmea e că nu o găsesc acum. Nu mai uit acum un pic la câțiva, să văd pe unde este. Nu mi-am lăsat și eu un semn acolo ca să
văd unde este. Asta e familie. Trebuia să fi lăsat un semn, dar nu-i nimic, a? Bun, nu mai știu pe unde am lăsat-o. Este ea pe undeva. Bun, pe lângă asta știu că o să-i clozez, o să o găsesc eu. Dar, să vedem. Eu achiziționasem niște regine, virgine. Mai de mult. Mă uit dacă au consumat turtele și siropul. Aici avem o carpatină, o carpatină achiziționată. Bine, s-a împerecheat la mine. Și aici a mai rămas una singură în acest stup. A rămas una singură, o caucaziană. Cu toate că mie mi se pare a fi beca. Să vă arăt și ceva dacă tot este așa un film mai târziu făcut. Iată aceste diafragme. Am aceste diafragme făcute. Vedeți, este un material care se numește Forex. Se decupează cu cutterul. Mă uitam un pic la această colonie să văd dacă am mâncat turta proteică. Arată foarte bine, e un roi în toată regula deja, dar vânzătorul a spus că e caucaziană. Problema e că caucazienele sunt negre, asta e cam galbenă, mai roșcată, o să vă arăt eu într-un film, și are un pic de negru pe coadă, deci e mai mult un beca. Niciun caz nu este caucaziană sau carnică. Nu contează, oricum o consider că e beca. Bun. Nu voi face măci din ele, am făcut măci de la mine din stupină. De ce am făcut de la mine din stupină? Iată aici, vedeți, am un turnuleț, să vi-i arăt și pe ăștia. Ăștia nu prea i-am filmat, fiindcă sunt stupi de producție, adică așa pentru zona asta staționară. Sunt plini de albinuță, pe două corpuri de 12 rame, unul pe unul. Acum le deranjez un pic, dar o să vă mai arăt eu și alte. O să iau corpul ăsta, că ăsta e pentru a pune borcanul cu uleiuri. Am deranjat. Deci asta este o colonie record
Record de pe două corpuri. Primește acolo siropul cu uleiuri esențiale și e foarte frumos. Va trebui să extrag mierea din ei. Nu sunt în frigurile roitului, le-am tot urmărit. Ăsta e unul, ăsta e pe vertical. Poate o să vedeți cum o să intre la iernat de zile astea. Acum e și seară. Dar oricum, sunt foarte mulțumit de aceste colonii. Bun, hai să vă arăt și unii. Și un orizontal, tip ursul. Mergem acolo în spate, în zona aceea. Bun. Asta este un alt stup, o altă colonie. Este enormă. Ce trebuie să vă arăt? O să iau telefonul, oricum o să termin. Să vă arăt ce am aici. Trebuie să vin cu rame la el, cu foiță. Vedeți că mă duc acolo la el. El are aici un loc de refugiu. Ia uitați. Ce e aici? La mine nu stă în barbă, în schimb stă refugiu și e prim până în spate cu albinuță. Iată. Foarte, foarte frumos. Deci are unde să se refugieze albina. Cred că este o ramă bună de albine care se refugiază aici. Bun, cam atâta. Mie îmi place foarte mult când le văd așa înghesuite. Adică nu sunt înghesuite, sunt așa pline lada cu albine. Scopul meu e să iernez acum cât mai mari aceste colonii. Și cam asta este. Bun. Deci albina nu stă la ordine și vine aici în refugiu ăsta aici care l-am construit. Nici prin cap nu-mi trecea că o să se vină albina să stea frumos aici pe ladă. Bun, până data viitoare, numai bine!